pupera să pe foc, locuia cadere efendi, cel mai cum se cade turc. Avea fies, șalvar și barbă, narghilea și ufiș și bani și avea crescătoria cea mai mare de curcani. Specii rare și moțate, cloncanari cu creste scurte, 700 prin coteță și vreo 400 în curte. Trimitea și în țări străini la francezi și africani, că și avea crescătoria cea mai mare de curcani. Chiar eu subte avea vreodată bunzaife sau cheuzel, trimitea peșcheș să vie Mustafa Cadâr la el și îi spunea, Cadere efendi, azi am chef cu gogomani, să le fac pilaf, trimite-mi o duzină de curcani. Că ți-o-i da ghelir și lire ca să-ți fac aliz veriș și îți mai dau turban de paș și un meremet bacșiș. Și el trimite săracul, janapeților pe rând, că vizire și califii se lingeau pe pot mâncând. Dar o groaznică napastă-i pusese scris în cărți, că într-o noapte vreo 300 de curcani căzură morți. Disperat, mușca pământul, se bătea în piept distrus, iar apoi s-a dus la Hoxha plin de lacrimi și i-a spus, am venit să-mi dai un sfat prea sfinte și vorbești cu sor și aștre. Doamna din Ivreda, asta costă 100 de piaștre. Băi de bani, zice turcul, ven ca de să acuzi azmac. Mi-au murit curcanii 300. Spune Hoxha, ce să fac? Dă-mi un leac să nu mai moară din curcanii alii mei. Merg și să te slăbească în cerul și ala și Mahomet. Hai să faci după tipic, zice Hoxha cam pe tip. Iei trei fire de arpajic, limbălești într-un fâșic, iei fistic și mizelic, îl stropești cu țipenic, tragi triașul un belic, scoți din foc un irmelic, păr din coadă de pisic, un belșug de la caic, teșitură de popic, pui praf galben dintr-un plic, o felie de șoric, măduvă de mort calic, coamă de vițel pitic, două porci de la elic, îl pui tătiri într-un iplic, îl strecori prin alambic, pui de trei ori șoc un mic, te învârtești într-un șupic, scuzești dușel mic, mulci curcanul pe buric. Creasta cu aspic, asta așa ceva nimic. Dacă faci precum mă zici, nu ai frică nici un pic, de aici până într-un an n-ai să pierzi niciun curcan. Au trecut 3 luni sau 4, vremea trece așa curând, și într-o sâmbătă la Hoxha vin iar Cadâr plângând. Vai, preasfinte, sunt nevrednic și sunt greu năpăstuit, fiindcă asară 600 de curcani iar nemurit. Dă-mi un leac și scris cu sânge în viața sfinților și haștri. Doamna Tinebreda, asta costă 200 de piaștri. 200? N-a prea sfânt. Spune-mi la man, aman, ca să nu mai moară, iarăși din camară în curcan. Merge acasă, Mustafa, și apoi se face așa. Iei 5 boabe de cafea, lipisezi într-o jubea, pui deasupra scorodea, scrum uitat într-o lulea, pragă trasă picurea, păr șupit în midilea, chihlimbar dintr-o mâșea, 9 paie din saltea, faci din tăte o beltea, o amesteci cu alba, o strecori prin catifea, o întinzi pe dușumea, mai dansezi o jambara, o răspundă de ghirea, un răstor ne întinechea și o dai la curcan să dea. Chiar de vrea, chiar de nu vrea. Dacă faci taman așa, ai scapat de hangara. 7 zile mai trecură, iar când soarele o apus, îmi atac la Hoxha, vin iar Mustafa Cadâr distrus. Vai, nenorocire în mie să jălești el smerit. Dă-mi un leac, Hoxha, ca să arătăți curcanii nemurit. Eu îți dau, răspunde Hoxha, sfaturi am pe 10 de ani. Dar la ce mai trebuie sfaturi, dar nu mai ai curcani. Prin anul 909 eu nu mai eram un oarecare. Mergeam pe împrunul lumea nouă și alte cercuri literare. Îl cunoscusem pe Gârleanu, pe Cincinat, pe Eftimiu și-a apărut de Minulescu o romanță pentru mai târziu. Văzând directorul revistii că am talent de pamfletar, fără să stea mult pe gânduri, m-a angajat ca secretar. Redacția era în centru. O cameră în care încăpea, birou, scaun, dulap, un maculator și o canapea. Directorul, un om politic, cu redingotă și cu gloc, venea în timpul săptămânii. Duminica însă deloc. Astfel, tânăr, cu speranță, plutind prin cercurile senine, mi se părea că în toată țara nu e altul mai grozav ca mine. Într-o sâmbătă pe seară, plimbându-o în visul prin Liscani, m-am cunoscut cu o fetiță, cam de vreo 20 de ani. De parcă Dumnezeu din ceruri, prin doruri le-am înfrâna, o nimfă mi-a trimis în cale și mi-a șoptit, Ionică, na. Nici nu mai încăpeam în piele de atât potop de fericiri. În corsiță avea inele și în sân avea 2 trandafiri. Gurița roșie și mică, iar ochii negri plini de foc, tot privind-o era frică să nu pleznesc de atât noroc. Ne-am dus la cinema, la clasic. Un film cu Eva și Adam. O vorbă n-am scos pe întuneric. Numai de mâine înțelegeam. Târziu, ca pe la miezul nopții, ca un autentic amorez,
am invitat-o ca să vadă redacția unde lucrez. În cameră, printre săruturi înghirlandate în rondele, am proclamat-o într-o poemă, prințesa visurilor mele. A doua zi, pe la 10, și când mă pregăteam să-i mai dedic o strofă, mai pus cineva la ușă. Directorul. O catastrofă. În situații de astea turbulente, nici nu mai știi sigur ce să faci. Să ascund după birou fetița sau cât mai grabnic să te îmbraci. Ce s-a întâmplat cum se întâmplă, că n-ai un pic de prevedere, eu nu m-am pantaloni cu guler, iar e cu nudul la vedere. Directorul Calan din fire, văzându-o, a spus scuzați. Iar eu i-am zis, ne-i bereșoară, venita sara din Galați. El, cotrăbăind printre însărtare, a luat grăbit un manuscris și fiind gata de plecare, m-a tras de parte și mi-a zis, să nu fii supărat, Ionică, vreau numai să-ți spun ceva. Acum 3 luni fetița asta a fost și bereșoara mea. Strada Toamne, unde pomeși puteau povara, locuia o cuconiță, blonda și frumoasa Clara. Avea trup de crin și gura roșie ca o mușcată, sânii două crizanteme și era și măritată. Soțul ei, Avram Barbulea, voiajor prin toată țara, pleca luni de dimineață și venea sâmbătă seara. Astfel că în alte zile, Clara, dulce, drăgăstoasă, marți și joi, să se destreze, mă primea pe mine în casă. Îi spuneam poemi, versuri, mă îmbătam de glasul ei, ne spuneam povești în urmă, petreceam ca de obicei. Casa unde dragii mei fusese dat să șadă avea două apartamente cu balcoane la stradă. Jos în gang urcai o scară care așa de construire nu avea altă intrare, nu avea altă ieșire. Iar alături stătea tanța cu bărbatul Mihai Iani, care tot așa avea o casă, cu tot astfel de balcoane. Nimeni, numai scara luminată de un bec, mă știe când vin la Clara, mai ales știe când plec. Vremea își împletea cu luna, iar destinul privegea, să gustăm din fericirea dragostei și eu și ea. Dar într-o noapte violentă, când cu draga mă distram, s-auzără pași pe scară și i-am spus, vine Avram. Mă îmbrac pe fugă, fulger, vinovat ca un borfaș și deschid în grabă ușa să-mi dau drum în balconaș. Doamne, Tu care scapat ai de la jertfă pe Isaac, păi și acum o minune și mă învață ce se fac. Precaut și fără voie, instinctiv, eu fac un salt și într-o clipă sunt alături în balconul celălalt. Situația e gravă, sunt în creier un ciclon. Ce mă fac dacă vecinul mă găsește în balcon? Să sar jos cu neputință, trotuarul e departe. Sunt în cerebel, o luptă și pe viață și pe moarte. Dar deodată se deschide ușa într-un moment fatal. Și în chenarul ei apare soțul Clarei, personal. Înghețat cu gura mută, nici o șoaptă nu îndrugă, îi ridic cuprins de spaimă brațele în semn de rugă. Iar el, văzând un halu ca să încruță umilința, o dedus fără îndoială că am fost surprins la tanța. Și înțelegând din semne că-i cer milă ca un prost, mi-o dat mâna să sar iarăși în balconul în care am fost. O deschis cu grijă ușa, nici un zvon să nu o alarmi, și eu spus cu pată Clarei care spășe că doarme. Și ți-am spus eu, Clară, dragă, cum că tanța e o stricată. Ia ca de unea are blană și șomul cu care e îmbracată. Vine-mi cu apoiete, dragă, și-ți jur pe Dumnezeu că n-ați te știe nimeni, nici soția, nici chiar eu. Și m-a condus de mână, vesel, iar eu priveam cu minte trupul Clarei strâns în brață cu o oră înainte. Și când m-am văzut în stradă, m-am rugat ca așa mi-e firea să trăiască inginerul care a construit clădirea. Și pășe mi-o dacă mă păște un ghinion și așa stă casa Clarei, avem mă un balcon. Pe amicul Bărbuleanu, cam chefriu și pe Clivan, din tăți anii de viață, îl țin minte capitan. Eu m-am însurat. Am casă, ne-am făcut un rost în viață, el tot capitan de soldă și tot regiment de soldă și tot capitan de ață. Mulți din promoția lui din anul 933 au ajuns și maior și colonii. Numai el, burlac și mândru cu odaie mobilată, nici nu se gândea să ajungă cel puțin maior vreodată. Ziua, școală cu răcani, lua masa la popotă, sara, cabaret și clubul și la poker sau ruletă. Anii trec și Bărbuleanu rămânând neavansat, s-a trezit așa deodată din armată, deblocat. Și
și-au făcut haine civile, elegante, prins de gal, șoluac, cămăși, cravate, după ultimul jurnal. Toate îi vineau pe șinse, reușând să-l satisfacă, numai nodul la cravată nu se pricepe să-l facă. O sucit-o, o învârtit-o și i-o spus unui răcan. Păi tu știi să faci cravata? Știu, trăiesc, domn capitan. Însă ca să iasă bine, trebuie neapărat numai 2-3 minute să stați pe sofa culcat. Bine, bă, o fac și pe asta, zise el, bine dispus. Și se întinsă cât sofaua, dolofan cu fața în sus. Numai după 3 minute, Bărbuleanu s-a privit și uitându-se în oglindă a fost foarte mulțumit. Bravo, na să-ți iei o țuică, zise foarte încântat. Dar pentru ce să-mi faci cravata, meșterul, să stau culcat? Păi, să vedeți, sărăcanul, stăpânindu-și bucuria. Păi, într-asta am stă talentul ca să-mi fac eu meseria. Cum adică meseria? Spune fără să eziți. Și ești tu și pe mine. Spălător de morți, trăiți. Spălător de morți, răclești. Da, trăiți. Când mortul e gata, nu mă stă în lungi pe masă, îți puteți să-i fac cravata. Într-o seară, pe la 10, nu a fost caldă, nici prea rea și am avut o aventură nici cu Gina, nici cu Murat. O poliție delicioasă, nici urâtă, nici frumoasă, am intrat cu ea în vorbă, nici de cosmos, nici de șorbă. Avea ochii ca doi aștri, nici căprui, dar nici albaștri, sănii două rândinele, nici prea mari, nici meditele. Și vorbim cu ea în șoaptă. Ne-am plimbat vreo 5 minute, nici încet, dar nici prea iute, discutând ca la Geneva, nici de Adam, dar nici de Eva. Și am ajuns la dânsa casă. Nici înaltă, dar nici joasă, locuință minunată, nici ordară, nici curată. Nu dat o cafea ușoară, nici prea dulce, nici amară. Și a început să se dezbrace, nici încolo, nici încoace. Avea talia subțelită, nici prea mare, nici prea mică, brața albă, voluptoasă, nici subțel, dar nici prea goasă. Niște îmbrățișări divini, nici prea multe, nici puține, și o sofa cu duși banale, nici prea tare, nici prea moale. Cum o săruta în bleznă, nici pe nas, dar nici pe gleznă, bate cineva la ușă. Nu-i nici unchi, nu-i nici mătușă. E bărbat suion din viață, nici cu șoc, nici cu muscheață, dar cu un baston de mine, nici prea gros, dar nici subțire. Inimioara mea pustie, nu-i nici moartă, nu-i nici vie, sunt un fior și mă trece, nu-i nici cald, dar nu-i nici rece. Și cum mă rugam, prea sfinte, n-am fost prost, dar nici cu minte, Doamne, scoate-mă de ladă, nici în curte, nici în stradă, deodată ușa scapă, nici se sparge, nici se crapă, și stă ior, ca un sihastru, văd nici verde, nici albastru. Și cauți aici, mă întreabă, nici în frică, nici în grabă, și-i spun, fără să-mi dau seama, nici pe tata, nici pe mama. Și-a pe-o curs bastoane în mine, nici prea multe, nici puține. Restul n-are importanță, nici spital, nici ambulanță. Știu că am stat 3 luni jumate, nici pe burtă, nici pe spate. Dar acum nu-i viața roză, nici în versuri, nici în proză. Și aștept o aventură, ori cu Gina, ori cu Murat. Simpatic cum sunt mulți prin capitală, dar predispus săracul totdeauna la răceală. Și s-a întâmplat deodată Sandu să îmbolnăvească, dar nu de-o tus obișnuită, ci de-o tus să măgărească. Cu convulsii neîntrerupte, că la față se înroșa și într-una zi și noapte tot ușa și ea tușa. O lua medicamente, praful, droguri și chinine, s-au plecat cu unguente, cu eter, homoglobină și-au pus prisnici la chicioare și ventuză și muștar, iod pe piept și pe spinare, toate însă în zadar. Și-a fost fătuit să meargă și la baba sa, Ptamusea. Poate că-i prepară dânsa, vreo leac să-i treacă tusea. Mulți tămăduiți de dânsa o slăveau în chip și fel. De-aia, cu nădejdea-n babă, într-o zi s-o duși el. Baba sa, Pta, cu o privire, i-a zis verde fără teamă. Tusa asta strece numai dacă bei lapte din mamă. Caută-ți o femeie care are un copchilaș și vrea să-i plătești să te lasă să sugi lapte de la ea. Și apoi, într-o lună, două, să nu-ți pară curios. Pusa asta o să-ți treacă și te faci ea sănătos. Și-o găsit în copșa mică, pe frăsâna lui Tărâță, pe penoasă și voinică și cu un copchilaș de țâță. S-o înțeles cu ea să vii zilnic, între 5 și 7,
fără nici o sălnișie, să-și ia porția de lapte. Să duce săracul salmul după sfatul bătrânicăi. Să se vinde și cu leacul de la fieptul flăsănică. Să-și desăvârșească efectul și gâtlejul aș limpezi. Să duce să-și ia tainul și de două ori pe zi. Drăgăstoasă și avidă, cu avânturi tinerești, iar într-o zi eu zis timidă. Dar altceva nu mai dorești? Ba da, îi răspunde Sandu cu un aer mulțumit. Dacă aș ști că nu te superi, eu aș vrea și un biscuit. Crâșman tataraș, doi geambași, Ion și Cuță, stau de vorbă, cum v-a spus, pe masă, e o sticluță cu timbul. Băi, zici Ion din greu, eu-ți vă înțeie calul meu, și căruța poți o iei, are rost din lemn din tei, și-mi dai 10.000 de lei. Vrei? Uite banii, s-au făcut, îi răspunde vesel Cuță. Iar Ion, satisfăcut, ia în braș și mai dă încă o sticluță de almaș. Mai trecut și mai trecut, și, băi Ioane, zice Cuță, calul și-al și n-ai vândut, și-al asur. Spune, are un cusur? Da, și cusur să aibă, frate, e un cal și jumătate. Sânge pur. Dar la deal, ză, urcă dealul, domnul calul. Urcă, bre, urcă, dar dealul e deal, înalt și drept. De aceea, înțelept, dragă Cuță, tu te dai jos din căruță. Ușurel pe lângă el, tot trăgându-l de dăruată, urcă dealul ziua întreagă, Cuță dragă, fără șagă. Dar la vale fugi, zboară, zboară, zice Ion privind afară, dar nici nu-l vezi zburând când vine peste deal, peste colini. Dar de ce e tot mai ghine, dragă Cuță, tu te dai jos din căruță, mai ței roata o lecuță, mai apuci tu sfoarele să nu vină căruța să-i rupă pișoarele. Dar la șas, e, la șase o grozavie. Fugi parcă o stafie. Nici nu-l vezi, acum mai mic, mai mare. Dar de ce tot mai bine, dragă Cuță, că te dai jos din căruță, pui răunțele în desagă și huța, 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 vin după tine și calul și căruța. Dar cred că nu ne-am înțeles, zice melancolic Cuță. Păi dacă e vorba, eu să mă dau jos din căruță și la deal și la vale și mai cusam la șase. Dar pentru Dumnezeu, în căruță când stau eu? Băi, dar tu ești un mare găgăuț. Dacă stă calul în graj, băi, Cuță, tu te așezi frumos în căruță și cum n-ai altă treabă, stai acolo ziua întreagă, Cuță, dragă, fără șragă. Mămițica e indispusă, parcă voșa ei se îngroașă, nu știu pentru ce, dar tante o trimă să vină o moașă. Dă fidel copil cu minte, cu mămica să întreține, când încearcă să o alinte, ea se simte mult mai bine. Și-l întreabă mama dulce, ia să-mi spui tu bună oară, ce-ai vrea să-ți aducă barza, frățăor, ori surioară? Dă fidel zâmbind, răspunde fără nicio etichetă, eu dacă aș ști că nu te doare, aș dori o bicicletă. Părintele Ventilă vine arbintica în sfios și îi spune, fiiți mili de un suflet păcătos. Chiar în săptămâna mare, când tot omul e smerit și postește cu ardoare, uite, am păcătuit. Ai furat? Întreabă popa. Nu prea sfint. Fără vrere, m-am dat diavolului hopa în grădină cu muiere. Vai de mine, vai de mine, greu păcat ai săvârșit. Însă dacă îmi spui cu cine, poate fi neimântuit. Nu pot o răspuns arbinte să-mi fac chemul și mai greu. Nu pot să o divulg prea sfinte, că mă bate Dumnezeu. Era înaltă și frumoasă, părul blond și ochi de jar, gura dulce, voluptoasă, dință de mărgăritar. Mai poate ai fost cu tanța din smădan de peste drum. Nu pot să o divulg, că Domnul mă trăjește chiar acum. Dordulie îmbujorată, numai cântec, numai joc. Când te ține în braț odată, sârță-mi vine numai foc. Poate ai fost cu mița creața, așa ușoară ca un fulg, din Buzești. Și viața, că tot nu poți să o divulg. O cucoană tăinuită, trup, fruct în dragoste scaldat, toată plină de ispită, toată plină de păcate. Bine, du-te, meditează și vii mâine mai dispus. Domnul stea aibă în pază, sărul dreapta și s-a dus. Când a ajuns în colț cu cavântul, s-a întâlnit cu stratulat, care l-a întrebat, preasfântul de păcatul dezlegat,
Încă nu o zis arbinte, foarte vesel și pe voi. Dar aflai de la părinte încă trei adrese noi. Ok, luăm o pauză acum cu muzica și ne venim la părinte.